Vă salut, oameni dragi, eu sunt Sandu, gospodarul, mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Astăzi o să facem o ciorbă de varză dulce cu niște picioare de porc, cu niște adidași de porc. Pentru această rețetă o să avem nevoie de următoarele ingrediente. Avem nevoie de o căpățână sau de o brozbă de varză dulce, legume cât mai multe, eu am aici 3 morcovi, un ardei roșu capia, o ceapă, o bucată de țelină, 4-5 cartofi noi. O să mai avem nevoie de smântână, vreo 300 de grame de smântână. Am aici 3 adidași de porc pe care am spălat foarte bine și pe care o să-i mai dau eu un pic cu lampa de la gaz să-i pârjolesc un pic ca să aibă un pic de gust de afumătură. Mai avem nevoie de sare, tiperi, o 3-4 foi de dafin, o legătură mare de frunză de mărar și câteva frunze de pătrunjel. Noi, dar să trecem la treabă, o să facem rețeta împreună. Facem o ciorbă bună, o zamă de curei, cum se zice la noi, cu adidași de porc. O să facem rețeta împreună, pas cu pas. Acum o să pârlesc, oameni buni, un pic picioarele de porc, o să le pârlim un pic. Ca să aibă un pic de gust de afumătură și cu un drum și luăm părul, dacă este păr, îi șterg de păr pe ele. Le pârlim un pic și ele o să aibă un pic de gust de afumătură. Așa o să procedez. Eu le-am spălat bine, le-am curățat bine, le-am spălat. Acum doar că le dau un pic cu lampa de la gaz ca să prind un pic de gust de afumătură. No, oameni dragi, am pârjolit un pic picioarele ca să prind un pic de gust de afumătură. Între timp eu mi-am pus o cratiță cu apă pe foc să fiarbă. Acum o să mergem dincolo și o să punem picioarele la fiert. Iar când o să dea ele în fier și o să fiarbă, o să le spumăm bine de câte ori o să fie nevoie. No, am pus o cratiță pe foc, mi-am pregătit apa dinainte ca să fiarbă. Apa deja dă în clocot. Acum o să punem adidașii de porc. I-am pârjolit un pic, îi țipăm aici. Și îi lăsăm să fiarbă, oameni buni, le dăm un avans. Îi lăsăm și în momentul în care începe să fiarbă, în momentul în care o să înceapă să fiarbă, o să venim și o să spumăm apa de câte ori o să fie nevoie. O să curățăm spuma de pe deasupra ori de câte ori o să fie nevoie. Între timp, până fierb adidașii de porc, cam o jumătate de oră bună le dăm un avans. Noi merem și ne pregătim legumele, ne tocăm toate legumele. No, oameni dragi, așa cum am zis, până ce ne fierb dincolo chicioarele și o să spumăm apa și ne fierb adidașii de porc, noi o să ne apucăm și o să tocăm varza mărunt. O să ne apucăm să o demnicăm, să o tocăm mărunt. Ia așa, ne o tocăm mai mult. Așa o să procedez, o să toc toată varza mărunt. Acum n-are rost să bățâm până ce o tocai o toată varza. O să toc varza, iar după aia o să începem să tocăm legumele. Na, am terminat de tocat toată varza. O punem ea aici în bol, frumos. Acum o să ne apucăm de tăiat celelalte legume. Na, acum, oameni dragi, o să ne apucăm de tăiat toate legumele. Acum n-are rost să vă țin eu legumele toate, o să le tau cu buleță, și morcovul, și țelina, și ceapa, și cartofi, deci toate le tăiem cu buleță. Acum n-are rost, că toată lumea știe, nu vreau să vă plictisesc. Ia morcovii, tau așa, cam așa, nii, pătrățele de mărimea aceasta, cu aproximație. La fel o să tau cu țelina, țelina un timp mai mic, o tăiau ca să se fiarbă mai repede. Da, așa o să procedăm, că acum n-are rost să vă țin, oameni buni. Toată lumea știe cum să taie. La fel o să tau și țelina. Țelina numai o idee mai mică. Bucățele mai mărunte. Ia, cam așa, ni? Ca să se poată fierbe una, două. Așa o să procedăm, o să-mi tau tătul cu rele, iar când o să fiu gata, o să revin cu alte imagini, pe ce tau toate legumele. Na, o să tăiem și cartofii. Cartofii o să tăiem cu bulețe mai mici, ca să se fiarbă una, două. Ia-i tăiem cu buleța așa, în de mărimea asta, cât mai mărunt. Ca să fiarbă una, două și ei.
Așa o să tăiem și cartofii, o să tăiem toți cartofii la fel. No, am terminat de pregătit toate legumele, așa cum îmi place mie de fiecare dată. Între timp o fiert și apa și adidașul de porc, o fiert mai bine de o jumătate de oră, timp în care am spumat apa. Acum o să mergem dincolo și o să ne apucăm de rețeta propriu zisă. No, oameni dragi, am lăsat mai bine de o jumătate de ceas să fiarbă adidașul, timp în care tot am venit și am spumat de câte ori a fost nevoie. Acum o să adăugăm toate legumele, o să țipăm țelina, punem cât mai multe legume și facem o zamă bună de curechi cu adidaș de porc, țipăm morcovul, așa, ardeiul capia, țipăm toate aile, ne pustim toate aici în olă, ceapa, așa, și o să le mai lăsăm, punem și cartofii. Și cartofii punem acum deodată cu legumele și mai lăsăm, le dăm un avans de vreo 20 de minute mai să fiarbă bine, iar varza o să o punem după aceea, pentru că varza fiarbe mult mai repede. Deci acum adăugăm, după ce am lăsat chiciorile să fiarbă bine, bine o jumătate de oră bună, adăugăm toate legumele împreună cu cartofii și mai lăsăm, dăm un avans de 20 de minute bune să fiarbă, după care o să venim și o să adăugăm și varza. O să pun un praf de sare, oameni buni. Acum punem un praf de sare, un praf de piperi. Așa că să ștragă legumele. Bun, nu pun foarte mult, pentru că oricum la sfârșit o să dăm gustul final. Așa. Bun, no, din momentul ăsta mai lăsăm să dea în clocul vreo 20-25 de minute, iar apoi revin cu alte imagini când o să punem varza. No, oameni dragi, am lăsat să fiarbă și legumele și cartofii, că se aproape fiert. Acum o să punem, o să adăugăm varza, adăugăm și varza, o să punem și foile de dafin. Acum varza o să mai scadă ea, după ce o punem, după ce fierbe, își înjumătățe volumul. Punem și varza. Așa. Bun. Și mai lăsăm, după ce am pus varza, mai lăsăm vreo 15 minute să fiarbă și varza. Adăugăm și foile de dafin, vă punem o 3-4 foi de dafin. Așa. Dacă trebuie, mai completăm cu un pic de apă, ca să nu fie prea grosă. Și lăsăm 15 minute să fiarbă și varza, iar apoi o să venim, o să facem smântână, o să facem și o să punem peste ciorbă. No, am lăsat să fiarbă și varza. Acum, pe final, o să ne apucăm și o să pregătim smântâna. Acum, smântâna, eu o să iau lichid din olă și o să pun tot câte un pic de lichid, ca să încercăm să o aducem la aceeași temperatură, să nu se brânzească. Vă recomand o smântână cât mai grasă să folosiți. Cu cât e mai grasă smântâna, cu atâta e mai bună și nu se cășuie. Acum fiecare ce are, folosea, dacă cu cât e smântâna mai grasă, eu vă recomand o smântână mult mai grasă. Așa trebuie să luăm de câteva ori până ce n-are nimică mereș cu legume, ca să aducem la aceeași temperatură sau la o temperatură apropiată smântâna. Așa o să procedez. O să umplu bolul ăsta plin. Da, oameni dragi, am pus aici lichid și am încercat să aduc la o temperatură apropiată cu cea din olă. Ia uitat și dumneavoastră. Acum o să trag ola de pe foc. O să trag într-o parte. Dăm ola într-o parte. Ori dați focul mai încet, ori dați ola într-o parte. Așa. Și adăugăm smântâna în timp ce amestecăm. În același timp și amestecăm. Așa, facem o zamă bună de curechi.
Așa, din dragi. Ia uitați ce culoare faină are. O punem înapoi pe foc. Focul trebuie dat un timp mai încet. Așa. Și o să o acrim, oameni buni, noi acrim ciorbele cu zamă de pardei, uite, noi nu folosim borș deloc. La noi, Maramureș, aproape toată lumea așa crea ciorbele cu zamă de ardei, uite. Așa, mai pun un pic cu ruda, foarte puțin. Atât. Bun. Și mai lăsăm, punem zarzavatul, punem mărarul și pătrunjelul și mai lăsăm 2 minute și ciorbița noastră e gata. O să pun un praf de sare, un praf de chiperi, îi dăm gustul final, am gustat, nu mai trebuie numai un pic. Punem un praf de sare. Bun. Un praf de chiperi. Ciorba noastră de varză, cu adidași de porc, e gata, oameni dragi. O să pun în farfurie, o mai lăs așa 2-3 minute să fiarbă și cu smântâna și apoi pun și vă arăt farfuria finală. No, oameni dragi, ciorba noastră de curechi, cu adidași de porc, e gata. Așa a ieșit, încă e fierbinte, încă bure. O zamă bună de curechi proaspăt, cu adidași de porc. Vă garantez că e foarte bună. Mamă, mamă, ce fain a ieșit și ce bine mirosă. Ia uitați și dumneavoastră. Numai că e fierbinte. Vă garantez că e foarte bună. Nu puteți ști cât e de bună, numai dacă faceți rețeta și încercați. Aici, lângă un ardei, uite, și un adidas de porc. Numai că-s fierbinte, o să lăs un pic să se răcească. Și apoi ne ocupăm noi după ce se răcea de ele. Oameni dragi, eu sunt Sandu Gospodaru. Dacă vă place ceea ce fac, vă aștept pe canalul meu de YouTube. Dacă vă face plăcere, puteți să mă ajutați cu abonare pentru că e gratis, nu vă costă nimic. Iar pe mine m-ar ajuta foarte mult. Până data viitoare, numai bine, rău la nimeni. Doamne ajută-ne la toți!